se referă la toată viața mea, toată activitatea mea. Când intri într-un serviciu secret de informații, îți asumi un risc mare, capital. Zic, asta vreau să spun. Nu mă refer la ce scriu eu aici în carte. Titlul nu se referă la ce scriu, ci la o profesie. Pentru că oricând ți se poate întâmpla lucruri pe care nu le mai poți repara. Sub nicio formă. Mai ales dacă acționezi pe teritoriul străin. Una din mâhnirile mele din momentul acela a fost că timp de 19 ani cât am activat în serviciul de spionaj român, am reușit să scap să nu mă areseze adversarii. Și mă arestează ai mei. A fost întâi o uimire, o dezamăgire, cum să o numesc. Zic, dom'le, chiar la asta nu mă așteptam. N-am fost și nu sunt trădător. Nici nu pot fi și niciun coleg de-al meu, cu excepțiile inevitabile care există, dar excepția confirmă regula, nu? Că și printre noi au fost trădători și cazul Pacepa, toată lumea știe, dar acum e declarat erou național. Iar noi, cei care am lucrat în subordinea lui, nu acceptăm acest titlu de erou național pentru el sub nicio formă, niciodată. Și pentru niciun trădător de țară. Aici suntem categorici și susținem cu argumente. Un trădător de țară e trădător de țară, indiferent în ce perioadă s-a produs trădarea lui. Nu poți să accepti ce nu dă-mi că eu l-am trădat pe Ceaușescu. Știi, dom'le, că n-ai trădat pe Ceaușescu. Nici pomenele, ți-ai trădat țara. Și urmările negative pentru țară au fost catastrofale. În cazul lui Pacepa. Dar am avut și trădători mai puțin importanți ca poziție în stat. Cum a fost Mircea Răceanu, despre care s-a vorbit. Care nu numai că și el a fost reabilitat, dar și decorat. Asta m-a, cum să spun, m-a jignit pe mine ca ofițer de informații și ca cetățean român. Și am spus-o la cel mai înalt nivel al țării că dacă ajungem să decorăm trădarea, ce se întâmplă cu cei care sunt urmașii noștri după noi? Ce le spune? Copiii trădați, veți fi declarați eroi și decorați. Putem face așa ceva? De aceea apreciem și facem și instituția căreia am aparținut, Serviciul Român de Informații, și trebuie să vorbim și aici, cultura de securitate. Românul să înțeleagă mai clar că, cel puțin înainte de 90, nu se vorbea niciodată, că așa stabilea puterea politică a vremii. Nimic, nimeni nu spate o vorbă, nu spune nimic. Eu ajunsesem că nici familia mea nu, mai, nu știa ce sunt și unde lucrez. Undeva. Exagerări, sigur. Dar alea au fost. Ne-am supus legilor și regulilor impuse de puterea politică de vremea respectivă. Acum e mai larg și se poate. Și atunci trebuie profitat de această... profitat în sens pozitiv. De această larghețe de a explica românilor, concetățenilor noștri, ce înseamnă să-ți aperi țara. Nu numai cu arma în mână și mai ales în timp de pace, nu e cazul, ci pe linia, cum ai vorbit colegii noștri, acestui război secret din umbră care nu încetează veșnic. N-are cum.
Deci trebuie făcut pe acest domeniu mult mai mult. Și s-a început timid. Am amintit un profesor Troncotă și chiar i-am șoptit nepoliticos în timpul colegului meu, Paul Carpel, când am amintit că și Maria Tănase a fost folosită de SSI, de Serviciul Secret de Informații Român, și mi-ar place să revenim la denumirea aceea care exprimă mult și corect activitatea pe care trebuie să o desfășoare un serviciu secret național. Au folosit-o și pe Maria Tănase. Spunea, trebuie să o dea la CNSS. Să o caute Dinescu și pe lații pe acolo și să-i vadă dosarele și să nu știu ce. Vedeți, am fost, sunt și voi fi un adversar al acestei modalități. Acestei uri întreținute cu voință. Că nu totdeauna trebuie să-i acuzăm de prostie pe cei care o fac. Mai repede de interes. De rea voință. La cine ajută pe noi să menținem o stare de neîncredere, de confuzie și să o amplificăm? În rândul cetățenilor români.